microfon la TV, un televizor mai jos, dacă trageți. Așa, dați click acolo și ați intrat, mă vedeți direct la tablă acum. Mă vedeți. Așa, dați pe mute calculatorul ca să nu puteți, să nu facem microfonie. Și, și dumneavoastră, dați în fetița acum ca să încep să stau de vorbă cu ea. Eu am pe Daria lângă mine, cu care vom încerca să facem problema. Sper să o reușim. Da. Bună seara! Bună seara! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Mă bucurul să te aud. Tu te numești cum? Madalina. Madalina? Madalina. Madalina. Bun. Deci, problema lui Madalina, chiar așa să zic. Problema... Madalinei. Madalinei. Te rog, Madalina, enunță problema. Segmentele inexacte descrise A, B, C, D, E sunt astfel. A, B, egal 2 supra 7 informa segmentul. B, E, egal... Mai rar. Madalina, un pic mai rar. Deci, spui că ai niște segmente, da? Care sunt segmentele? Mai rar vorbește, te rog. Segmentul AB. Egal 2/7. AB egal cu 2/7 din cine? Din suma segmentelor. Din yes, da? Din suma lungimilor. Mă gândesc eu. Da? Deci, Mai enunțăm încă o dată de la început, citim problema mai rar ca să o putem prinde și noi. Observați că am nevoie să înțeleg bine problema, că altfel nu mă pot apuca. Vă rog! Segmentele inexacte descrise A, B, C, D, E sunt astfel. Deci, ce zice înainte de deschidere? Da, încă o dată, pronunță mai clar. După segmentele, ce este deschise, ce spui înainte de... Ce cuvânt folosești tu? Segmentele, zic o dată. Linii frânte deschise. Cum? Linii frânte deschise. Așa, să desenez o linie frântă, uite, așa. E linie frântă și deschise. Așa, de, linie frântă și deschisă, uite, așa, da? Da. A, B, B, C, C, D, dar vă zice ea, până la E, parcă. Ia zi. Da, și la E. Și D, E? Și D. Și D, E. Cum am, vezi acum pe tablă. Tu te uiți pe tablă, da? De segmentele A, B, B, C, C, D și D, E. Formează o linie, sunt cap la cap așezate și formează o linie frântă, da? Am înțeles acum. A, B este două șeptimi din suma lungimilor segmentelor respective, da? Apoi, mai departe. B, C, egal 2/5 din suma ultimilor 3 segmente. Din suma ultimelor 3 segmente. Adică din rest. Adică din B, C, C, D și D, E. Da? Da. Adică din sumă mai puțin A, B, o văd eu. Că din toată suma, dacă AB erau, cât este? 2 șeptimi din toată suma, BC este 2 cincimi din... Deci fără segmentul AB. Fără segmentul AB. Uitați cum am spus pe tablă. S minus AB, bine? Da. Mai departe. CD egal 3/4 din suma ultimelor. Încă o dată, CD-ul este 3/4 din suma ultimilor 2. În paranteză, CD plus DE. Corect. Așa, CD plus DE.
Bine. Dâie este 3 cm, domn profesor. Și ne dă dâie de 3, da? Ne dă că dâie e egal cu 3 cm. Adică segmentul acela cu 3 cm. Bun. Ce să afle, să se afle segmentele, bănesc? Se afle lungimea segmentelor. C, D, 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 C, C, D și B, E. Păi D, eu știm. Lungimea linie strâmbe și C, lungimea fiecare certări. Bun. Deci, amic. Sunt mai multe întrebări, înțeleg. Amic. Ce? Da, sunt trei. Mă rog, la prima întrebare. Da, lungimea segmentelor. C, D, C, D, E. Plus D, E. Egal cu cine? Bun. Asta trebuie aflat, da. Și, pe urmă, B, C, plus C, D, plus B, D. B, C, plus... C, D. C, D. Poftim? Nu, am zis punctul A, punctul B acum. O altă cerință, înțeleg eu. Tot la punctul A este. Bun. B, C, plus C, D, plus... De e. Da. Apoi? Așa. B, lungimea linie strânsă. La punct. Se afle lungimea linie strânsă la punct. Adică iesul. Ies egal cu cine? Că prin ies am înțeles suma tuturor lungimilor segmentelor respective, nu? Da. Deci iesul ăsta trebuie aflat, care înțeleg eu că e AB plus BC plus C, D, plus D, E. Da, da. Da? Asta trebuie să aflăm. Mai e rău. Spuneți. C, lungimea fiecărui segment. Și punctul? C, lungimea fiecărui segment. AB egal cu cine? AB egal cu cine? BC egal cu cine? C, D egal cu cine? Și... D, E îl știm. De E îl știm deja, că e dat. Da. Haideți să nu dați acum primătărina și eu citesc încă o dată problema ca să înțeleg eu bine și să o putem înțelege împreună și să o rezolvăm, neapcând rezolvat. Deci, avem de-a face cu o linie frântă, mătărina, mă asculți? Da. Avem de-a face cu o linie frântă, AB, BC, CD și DE, fiecare segment de lungime diferită, da? Deci lungimile segmentelor, nu știm dacă sunt două segmente cu aceeași lungime. Deocamdată știm doar atât. Când din toată linia asta frântă, ultimul segment de E este de 3 cm. Chiar și scriu pe el 3 cm. Da? Am informații însă destule. Spune că AB este 2/7 din toată suma. Deci AB este 2/7 din toată suma. BC este 2/5 din suma rămasă fără AB. Adică BC este 2/5 din BC plus CD plus DE. Așa înțeleg eu. Da. Da? Iar CD este 3/3 din CD plus DE. Dacă care de ei este deja 3, da? Da. Mădălina, n-ai vrea să încercăm să lucrăm la prima, ultima relație? Aia. Mădălina și cu Daria. Daria, te rog. Hai să încercăm împreună. Suntem, tu ești aici lângă mine. Ea este Bihor, da? Și hai să încercăm. Dacă o știm pe ce de... o știm pe de e. În relația asta, oare n-ar fi o idee fericită? Da, CD plus 3. Deci, ce să facem acolo? Să locuim pe DE, pur și simplu, da? Da. Și relația devine CD, scriem, da, toată lumea, CD, egal cu 3/4, pe lângă, înmulțitul acela oricum faceți voi, dar să știți că mâine va fi punct, așa va fi, nu? Voi vă amintiți să noi am mai discutat. Deci, pun oriul ăla acolo, înmulțit cu CD, plus 3. În loc de DE, punem 3, corect. În loc de DE, am pus 3. Că știm. Mădălina, mă urmărești? Da.
Ce proprietate se aplică aici în legătură cu 3 pe 4 față de o adunare? Cum se numește proprietatea asta? Cum se numește? Nu, distributivitate. Înmulțirea se distribuie ambilor termeni. Da? Deci, da. Ia să vedem, hai să vă luăm deoparte, ca un exemplu. 3 înmulțit cu 4 plus 7. În mod normal, voi știți că adunați paranteza, 4 plus 7 face 11, ori 3, 3 ori 11 fac 33, da? Da. Dar dacă am face pe altă parte, pe altă cale, iată, eu zic 3 înmulțit cu 4 plus 7, este egal, să vedem, am emoții acum, 3 ori 4, ar veni 3 ori 4, plus Daria, plus? 3 ori 4 plus 3 ori 7. 3 ori 7. Asta înseamnă că înmulțirea se distribuie adunării sau scăderii, da? Și atunci avem 12. Și ar fi ca idee, ca și calcul, 3 ori 4, 12, plus 3 ori 7, 21, și face tot atât 33. Da? Foarte tare. Dar să știi că distributivitatea lucrează și când am o fracție. Dacă în loc de 3 am o fracție 2 pe 5, iată, pot să spun 2 pe 5 înmulțit cu 4 plus 7 este egal cu 2 pe 5 ori 4 plus 2 pe 5 ori 7. Da? Deci tot așa cum a lucrat 3-ul față de 4 și 7, lucrează și 2 pe 5. Orice număr lucrează la fel. Eu aici aș putea să îl transform pe 4, în 4 pe 1, pe 7, 7 pe 7 și mulțim. Sigur că da. Deci ar apare aici, Daria spune că pe 4 poate vedea ca 4 pe 1, pe 7 ca 7 pe 1 și ar putea... Pur și simplu le mulțim. Și pur și simplu le mulțim și vine 2 ori 4, 8, supra 15... 8 supra 5, ar face 8 da. Supra 5, plus 14 pe 5. Și atunci ne-ar da... Au același numitor. Da, au același numitor. Dați două fracții care au același numitor și atunci numai da. Cât adunăm și pe cele 22 sus. Pe 5. 22 pe 5 și ăsta ar fi răspunsul, da? Însă, hai să ne ducem și la tine. Uite, tu ai așa, că ce de... Scrie, te rog, ce de ne toacem la... Deocamdată am făcut o pauză pentru a ne aminti proprietatea asta de distributivitate a mulțirii față de adunare. Și ar fi că ce de egal cu... 3 pe 4. 3 pe 4. Ce de plus 3. Deci 3 pe 4 ori ce de. A, da. Plus 3 pe 4 ori 3. 3 pe 4 ori 3. Exact ca și înainte, nu? Deci 3 pe 4 s-a distribuit... Și lui CD și lui 3. Și cum a fost mai înainte lui 4 și lui 7. Echivalent. Că 3 pe 4. Că CD. CD. CD este egal cu 3 pe 4. 3 CD pe 4. 3 ori CD pe 4. Cum a fost și înainte, nu? Da. 3 ori CD pe 4. 4. Ca și cum a fost înainte 4, ci CD-ul. Da. Deci vine 3 de al de CD pe 4. Supra 4. Plus 9 supra 4, care este egal mai departe, 3 de al de CD și cu 9 faci 3 CD plus 9, că aici nu poți să diferite. Deci 3 de al de CD plus 9 supra 4, echivalent cu, a spune că, iată CD, CD, hai să notăm CD cu un, cu ce să notăm noi, cu un amic. Da? Un amic. Și apare că amic este egal cu 3 de al de A plus 9, totul supra 4. Adică echivalent cu... Aici am putea gândi... Nu, am putea gândi fracția asta, amic ăsta, poți să spui că e 4 de al de A supra 4. 4 de al deasupra 4, că 4 pe 4 face 1. Fracția aceea o știi, nu? Că 4 supra 4 face 1.
Și acum cele două fracții au același numitor, putem renunța la numitor și vom avea 4 de al de A egal cu 3 de al de A plus 9. Ceea ce ar însemna, scădem un 3A din ambii membri și vine că A simplu egal cu 9. Și iată că am rezolvat, dar l-am găsit pe A. A e CD. A-ul cine a fost? A fost CD-ul, Mădărina, nu? Da. Iată că am reușit, de l-am aflat pe CD, CD egal cu 9. Da? CD egal cu 9. Acum, mai putem gândi ceva? Deci CD-ul l-am aflat pe 9, DE-ul este știut, DE-ul e dat de autor 3. Să vedem ce informații mai avem. Mai avem că BC, iată, ne ducem și pe informația aceea, că BC este egal cu cine? BC este egal cu 2 cincimi din BC plus CD plus DE. Dar pe DE o știm, pe CD am aflat-o și apare că BC este 2 cincimi din cine? Din BC plus CD-ul care e 9 și cu DE-ul 3, 12. Da? BC e 2 cincimi din BC plus 12. Ca să fie comod, putem să notăm pe BC cu un A. Nu, cu un B. Cu un B mic, da? Da. Cu un B mic, ca să mai fie același A, să nu facem o confuzie. Și echivalent cu B mic este egal cu 2 cincimi din B plus 12. Da? Din B plus 12. Ei, acum să prelucrăm un pic relația asta. Și putem aplica proprietatea aceea, ca și înainte, de distributivitate, da? Și anume, B mic egal cu cine a venit? Cu 2 pe 5 ori B mic plus 2 pe 5 ori 12. Deci B mic este egal cu 2 pe 5 se distribuie și lui B mic, ori B mic, plus 2 pe 5, ori 12. Cum am același numitor, deci B mic egal cu 2B mic plus 24, 2 ori 12, 24 supra 5, ceea ce ar însemna echivalent, pe B mic îl putem vedea ca 5B mic supra B mic, 5B mic supra B mic și egal cu 2B mic plus 24 supra B mic. Supra 5, pardon, 5 de la 5 și 5. Dacă 5 era numitorul. Și acum putem renunța la numitorul ăsta, că două fracții, dacă au același numitor, e obligat numărătorii să fie egali. Deci 5B mic să facă 2B mic plus 24. Scădem în 2B mic. Și asta e echivalent, cu a spune că 3B mic este egal cu 24. Dacă am scăzut 2B mic, o rămas mai 24. Adică un B mic simplu... este egal cu 8. 8. B mic egal cu 8. Dar cine e B mic? Cine era B mic? BC. BC. Să notăm că BC e egal cu 8. 8. Dar profesor, cum putem să rezolvăm A? Să fac pe AB. Mai avem. Avem pe AB. A. De 7 din S. Dar AB este 27 din toată suma. Corect. A, adică da? 2 pe 7. Adică AB este egal cu... 2 pe 7 din AB. 2 pe 7 pe lângă... Deci AB egal cu 2 pe 7 din AB plus BC plus CD plus DE. Ceea ce ar fi echivalent ca AB simplu este egal cu 27 din păi, AB-ul... AB nu știm.
AB nu știm. Lăsăm. AB. AB plus. Și facem sumă. Plus BC-ul e 8. BC-ul e 8. Plus CD 9. CD 9 plus 3. E 9. Și plus 3. Asta rezultă că AB echivalent că AB simplu este egal cu 2 pe 7 din AB. Da. Plus 20. 20, da? Da. Plus 20. Și acum intrăm într-un calcul. Dacă vreți ia să înlocuim cu o literă mică. Din comoditate să notăm cu ce, ce mic. A pe AB. Da. Și atunci apare că ce mic. Așa, că 2C. Nu, ce mic egal ce cu 2 pe 7. Ce mic egal cu 2 pe 7. Din. 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 Ce mic. Plus 20. Ce plus 20. Și atunci. Astea le înțeleg. Și iarăși distribuim, deci ce mic da, va fi? Ce mic va fi egal cu 2 pe 7 orice. Orice, plus 2 pe 7, ori 20. Echivalent cu? Și asta înseamnă că ce mic, egal cu? Ce mic este egal cu 2C plus 40. 2C 40. Da. Plus a, dacă 20. 2 ori 20, 40, totul supra 7. Aici pe ce mic îl putem vedea ca fiind 7 ce mic supra 7, deci echivalent, cu 7 de ce mic pe 7, egal cu 2 ce mic plus 40, totul pe 7. Renunțăm la numitori. Numărătorii sunt egal, 7 ce mic egal cu 2 ce mic. Da. Și atunci am plus 40. 2 ce mic, domn profesor. Da, 2 ce mic, corect. 2 ce. Și de unde rezultă că 5 ce mic, dacă scădem un 2 ce peste tot, da? Din 7 scădem pe 2 și face 5, egal cu 40. Ce mic este egal cu 40 și atunci ce mic ce egal cu 8. Ce este egal cu 8. Ce egal cu 8. Și acum putem îndeplini toate. Deci. Dar cine e ce mic? AB. AB. AB, da. AB egal cu 8. Și acum îndeplinim pe prima. Păi acum la amic, ce mi se cere? CD plus DE. CD plus DE este egal cu 12. Scriem direct acolo. CD plus DE egal 12. Cu 12. 12 aici. BC plus CD plus DE. Da, cât e? Este 20. Egal cu 20. Da, deci asta e 20. Așa și am rezolvat prima, nu? Da. Suma lor este egal cu 28. Deci S este 28. Da. A, și cât este fiecare? AB este egal cu... Am scris, da, deja. Deci totul este rezolvat. Da. Acum, Mădălina, cum am făcut noi problema este pe calea algebrică. Da? Deci este că pe calea algebrică și este în varianta un pic mai evoluată. La clasa a patra trebuie să găsim o soluție care să meargă la nivelul la care poți tu lucra. Eu cu Dare am putut duce problema că noi am făcut aici operații cu fracții. Deci de aceea ne-am prins de problemă și am lucrat cu... S-au făcut fracții, da? Nu știu dacă au făcut operații cu fracții. Ba da, și operații cu fracții, da? Am făcut plus și minus. Deci de adunare și scădere, da? Dar au gândit acolo... Nu, da. Mulțirea nu s-a făcut. N-a făcut o mulțire? Nu, o să-i face clasa 5-a. Deci mulțirea și nu s-a făcut. Deci de aceea mă gândesc să găsim o idee pentru clasa a 4. Și n-am făcut nici pe lângă sau așa în paranteză. Deci distributivitatea ați făcut-o, atenție, ați făcut distributivitatea încă din clasa a... Da. A treia, când s-a făcut mulțirea. Da, când da, s-a vorbit de mulțire, acum e a doua. Dar la ei la a treia, cred. Da? Și, nu s-a, și distributivitatea asta s-a vorbit că am luat modelul acela și cu 3 și cu 4, 4 și cu 7 și am văzut de ce. Acum, aș vrea să ne gândim, să vedem dacă reușim, să găsim o soluție pe... Cele din spate, domnul profesor, cele de lângă, din spate sunt uscate și... Da, așa. Vreau să găsim o soluție în varianta, să spunem, mai puțin... algebrică, mai mult un pe lucru cu metoda segmentelor, nu știu cum, figurativă, ceva care să placă în mod deosebit.
Nu știu dacă vom reuși. Da? Ce este problema, domn profesor? A. Am șters din probleme. Deci am șters din probleme. Da, o să ne dăm mandarina încă o dată. Ai tot darea scrisă? Da, da, da. După BC ce era? 2B5? Era 3x4. Păi avem acolo că ce le spune aici? Ce de egal cu 3x4? A, B egal cu 2x7. Asta e scris, Daria. Așa. Hai să o scrim pe asta încă o dată, Daria. Ce de? Asta să o scrim, că BC egal cu 2/5 din BC plus CD plus D, E. Plus 3. Eu am să spun deodată 3, că ne dă autor. Da, și ne spune aici iar, că CD, CD, CD de dedesubt este egal cu 3x4 3x3 din pe lângă CD din ea, din ea. A, din ea plus 3. Plus? 3. 3, da? Da. Și care sunt cele două informații, da? Da. Și că, ce, și că D e egal cu 3, deja... Am furtificat-o acolo. Cum să facem chestiunea asta? Deci CD... CD este 3/3 din ea și plus 3 ăla, CD-ul e mărit cu 3. Da, da. Și vă rog facem 3/3 din. Adică dacă aș lua segmentul ăsta CD, da, ca lungime, nu știu. El îl mai pot vedea de desubt. Deci încerc o metodă figurativă. Problema este că noi nu avem să ne spune ceva că ăla mai mare, ăla mai mic, ca să putem să facem. Nu, partea egalitatea, Daria. Da. Eu am figurat prin CD segmentul ăsta, CD, da? De desubt, lui CD îi mai pun 3. Fii atent, Daria, ce șmecherii îmi vine acum aminte. Deci îi mai pun 3, îl lungesc cu 3 pe CD. Dacă totul se poate. Deci fostul CD care era înainte, îl măresc cu 3. Da? Deci pe CD-ul iau cu altă culoare, ca să înțelegeți foarte bine. Deci fiți atenți și îmi vine în minte acum ce tare este chestia. Da? Deci îl măresc cu 3. Da? Îl măresc cu 3 și acest 3 din tot segmentul ăsta îi aplic 3/3. Adică împart tot în segmentul în 4 și eu iau doar 3. A, 3 ăla, da. Deci atenție multă. Mădălina, urmărește-mă. Da. Pe căiețel faci și tu așa. Am luat segmentul CD. Da. De desubt, pe CD îl măresc cu 3, că așa îmi spune problema. Da, ați luat tot segmentul CD. Tot segmentul CD, încă o dată CD, ca aceeași lungime, da? Exact, și ați mărit cu 3. L-am mărit cu 3 și acum împart pe acesta în 4 și iau 3 bucăți. Pentru că domnul profesor vrea să ia 3 pe 4 din el. Da, să știi că nu scriu acum, că vreau să scriu. Fie să înțeleg. Da? Da. Deci, totul împărțim în 4. Da, îl luăm în 4. Întâi în jumate. Îl împărțim în jumătate, cam atât ar fi jumătatea. Da. Da? Făcea fiecare jumătate. Și pe urmă jumătate fiecare în două. Da. Ca să iau 3 din ele. Așa. Și atunci fiecare bucată de asta simt eu că este clar, nu? Este din 3. Asta e 3, asta e 3, asta e 3. Da. Adică segmentul CD cât este de mare? Segmentul CD de 9. 9. Și 9 ne-a dat și 9. Are foarte tare e așa problema. E mult mai deșteaptă. E superbă la nivelul ăsta. Așa trebuie gândită. Oh, da. Dar e așa trebuie gândită. Da, când am făcut-o la fracții și mă jucam eu, văzeam metoda figurativă. În loc de calcul algebric, așa pe Mădălina și pe tine, da, prin metoda de înainte, am băgat în ceață, a fost dur. Păi să nu știu ce mi-a venit mie. Ce mi-a venit mie să plec pe asta? Că trebuia să o iau așa ușor, cum am venit acum. Dar nu totdeauna îmi vine ideea cea băi bună. Eu sunt moldoveanul acela. Dă-mi, Doamne, mintea aceea de pe urmă. Da? Te rog să le luăm încă o dată, că mi-a plăcut foarte tare. Deci,
pe CD l-am prelungit cu cât? Cu 3. Cu 3, l-am împărțit și pe el. Și el s-a făcut mai mare cu 3 față de ce era înainte. Dar spune acum, dacă luăm din, cât, din asta 3 pătrimi, doar 3 pătrimi, face cât aia dinainte. Corect, da. Deci aia, CD-ul dinainte, este 3 pătrimi acum din ăsta prelungit. Da. Înseamnă că trebuie să îl împărțim în 4 și luăm 3 din ele. Și atunci e foarte telefonată chestia. Da. Bucata prelungită e chiar o pătrime. O pătrime, bucata prelungită și celelalte 3 pătrimi constituie exact segmentul de mai sus. Și când ele nouă, cele tot nouă. Sigur că da. Și prin capul. Având 3, noi când l-am împărțit în 4, ia să vedem la ce dacă vă mai merge, domnule? Da, hai să vedem. M-am bucurat foarte tare. Da, aici v-am mers. M-am mers. Da. Ce vedem acum la ce dacă vă mai merge. Hai să ne ducem la BC. Mătălina, ești lângă mine, nu? Da. Bine, dar ești lângă mine cu mintea. Dar tu ești fizic lângă mine. Da. Este superb. Hai să mergem pe BC acum. Am să iau un segment BC, nu știu cât de mare. Da, un segment, pur și simplu, așa de ce. Asta este. BC, da? Da. BC. L-ați cam luat cât ce e, domn profesor? Nu l-am luat cât. Cât ce e? Cum l-ați luat cât ce e? Ce e? Cam e? A, dar nu, nu, mă, nu-mi fac legătura. Nu, nu, nu cu aia, dar acolo, ia uitați, e aproape la fel. Da, e aproape la fel cu ce de, uitați-vă puțin. Cu ce e? Cu ce, ce e? Da. Cu ce e? Unde da. Ce e? Păi e acolo, că e sus de aici. Uite ca să nu fie. Așa, lua să-l mai lung. Așa. Așa, super. Deci, B, C. Așa îl văd eu, ca lungime. Da. Nu știu eu că să fie. Oricum, îți dai seama că B, C. Acum, așa. Relația se va scrie așa. B, C. Egal cu 2 cinci din B, C. Plus C, D cu 3. Adică da. CD-ul 9. L-ați aflat. 9 și cu 3? 12. Acum împărțim, de exemplu, aveam 12, care trebuie să-l adunăm. Deci pe BC tot îl iau de desubt. Uite, deci BC-ul îl iau totul de desubt. Da. Îi mai pun 12. 12. El s-a mărit, BC-ul s-a mărit cu 12, pun altă culoare. Eu am intenția să merg pe aceeași mecherie. Ce să fac? Normal. N-am altă soluție. Acum, dacă pe tot ăsta îl împărțim în 5 bucăți. La de ce în 5, domnul profesor? Pentru că a zice că iau 2 cincimi din asta. Am înțeles acum. Și da? Împărțim deci trebuie să îl împart în 5 da. Și când iau 2 din cele 5, atenție, când iau 2 din cele 5, așa, când iau 2 din cele 5, face cât BC. Da. Deci iau numai 2 din cele 5. Numai 2 iau. Și celelalte 3 trebuie să fie în partea asta. Am luat eu pe BC ăsta cam lung. Am să iau eu din nou. Am să vezi, Mădălina, așa e la matematică, trebuie să încerci tot felul de șmecherii. Deci, încă o dată, iau BC-ul mai mic. Mai mic. Da? Da. Acum, dedesubt îl iau pe BC și mai pun 12. Un segment de 12. Uite așa. Deci BC-ul și mai pun încă un segment de lungime 12. Asta. Pe tot ăsta trebuie să-l împart în 5. Atenție, să-l împart în 5 și când iau numai 2 din ele, trebuie să fie numai astea de aici. Adică, dacă îl împart, iau 2, 2 le am aici, 2 le am aici, 3, 4, 5. Cam atât trebuia să le iau. Și unul dintre ele e 12. Deci, atenție, 1, 2, 3, 4, 5, că 2 cincimi, 2 din ele, două din ele l-am aici. Iar mărirea asta e 3 cincimi. Da, adică putem să împărțim pe 12 la 3 ca să vedem. Cât e o cincime? Da. Pe 12 îl împărțim la 3. Adică 4 și atunci un segment e 4. Și atunci un segment, deci pe 12 îl împărțim la 3,
Pentru că două le-am consumat aici, le-am acoperit pe BC, iar celălalt de trei au fost dacă în prăbucire. Dacă o să mergem 4 BC, o să fie 4 ori 2, adică 8. Sigur că da. Și ne dăși 9. 12 egal, părțilați egal cu 4, deci o singură bucățică e 4 și astea două. Da, și atunci astea două e 8. 8. Foarte tare! Vezi că ne-am descurcat! Vezi că ne-a dat și cu BC. Foarte tare! Deci de mai pomenit varianta. Nu să mă văd eu cu AB, că trebuie să împărțiți așa. Te descurcăm și acolo. Bine. Am putut cu 5, facem. Sigur că da. Acum, AB, zice problema, că AB. Este 2 pe 7 din toată, din suma. 2 și timp din AB. Din AB plus... BC, zi? BC care îl știu. BC, 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 o, o, plus, plus C, 9, de... plus 3. 9 și plus 3. Și atunci AB va fi va egal... Va fi, AB va fi egal 2 pe 7 pe lângă AB plus... AB 2, plus... 20. Plus 20, da? Foarte tare. Așa, că e mai ușor cu segmente. Foarte ușor. Mult mai interesant este. Deci în urmă un AB, nu știm cât de mare. Da. Îl prelungim cu cât? Cu 20. Cu 20. Eu zic că segmentul al doilea să fie mai lung. Așa. Așa. Deci a, așa da, facem. Cu 20 nu e ca celelalte cu... Așa. Deci eu iau un segment AB. Mai mare așa. Nu, e bun. Uite. Da, adică mai mare segmentul cu 20. Și acum le iau din nou prelungiri. Da. Îl prelungesc și aici. Un AB. Și mai l-am luat pe AB încă o da, dată. Da, dai 2 AB. De ce doi AB? Că mă gândeam că dați acolo. Nu. Eu zice, și spune în paranteză, AB și încă 20. Da. Dar dacă eu am să iau, mă te supere, Mădălina, dacă am să iau, am să-l împart în două, pe AB ăsta. Din ce motiv? Că văd eu aici doi am să-mi păstrez eu, două părți. Și mai prelungesc acum cu 5 segmente de astea de jumătate. 1, 2, 3, 4, 5. Și am în totale cât segmente? 7. 7 segmente. Și câte sunt 20 din alea 7? Alea 5. Astea 5 sunt 20. Pe aici l-am prelungit. Și 20 când îmi împart la 5. Îmi dă 20 îmi împart la 5. Și egal cu 4, și eu sigur... AB este egal cu 4. Deci un singur segment e de 4. AB și atunci AB 4 ori 2, 8. Deci 4 ăsta, 4 ăsta, 2 ori 4, 8. Iată ce frumoasă problemă. Și AB... Făcută numai pe segmente, lucrate așa frumos. Eu parcă nu vine să mă despart de problema asta, atât de mult mi-a plăcut. Știți... în momentul în care tresaltă inima de bucurie când găsești o idee frumoasă și poți să duci problema la capăt. Hai să o reluăm din nou. A fost o combinație între ce înseamnă mersul invers, dar tot timpul problema a avut în interiorul ei calculul acesta. Segmentul prelungit cu ceva, prelungit cu ceva. Da, și pui, da. Și îl iei din nou, nu? Da. Vezi că ai din două cincimi. Două bucăți vor face pe BC. Deci ești obligat ca așa prelungirea să o faci din 3. Plus 5 cu 2, 5 cu 2 facă... 12. 12 cu 5 fac ce, cât aici... 2. Diferența, de fapt, diferența de 5 și 2 este de 3. De ce am mai prelungit-o cu 3? Diferența între 7 și 2... Da, mă! Eu mă gândeam pur și simplu așa. Nu așa, le fac cu șmecherii. A, între 7 și 2. Nu vreau să spun numai diferența. Așa, de diferența, păi nu mă interesează diferența, de 1, exemplu, 2, 3, 4, dacă 5. Dacă ar fi trebuit acum eu să-l fac pe cei de asta, aș mai adăuga doar un segment. Din 4 minus 3, 1. Deci, dacă ar fi, cum? Dacă, de asta s-a adăugat la CD doar un segment. La CD am adăugat doar un segment. Pentru că... Nu. Deci am adăugat un segment că diferența între 4 și 3 este 1. Asta ai zis, da? Da. Nu era atent. Da. Diferența între 4 și 3 este 1 și atunci de aia am adăugat un segment. Da. Ca să fie împărțit în 4 și eu 3 le am în CD. 3 părți le am. Aici când am văzut așa, diferența între 5 și 2 este de 3,
Și atunci, prelungirea aceea de 12 trebuia cu 3 segmente. Dacă am, de exemplu, asta eram comicuri și eu trebuie să scriu. Am pus cu atâtea mai multe, pentru că... Pentru că diferența este atâta și, ca să văd surplusul, surplusul este mărit și surprins. Surplusul este cât ai adăugat, cât segmente ai adăugat. Exact, exact. 20 a fost 5 segmente. Totdeauna autorul a avut grijă să, da, să împartă surplusul ăsta. Exact. La, de la, ce a părut la cine? La 3. Din coace, surplusul 20 să se împartă la 5, între 5 și 2, 7, da? Da? Între 7 și 2 este 5 și la 20. Surplusul. Deci tot timpul a fost gândită problema, da. N-au fost date numere la întâmplare și nu s-au luat fracțiile astea la întâmplare, ci toate au avut un rost și un... ca să facă părțirea exact acolo. Deci e o problemă frumoasă, să spunem. Foarte frumos. Da? Deci, Mădălina, mulțumesc pentru că ai venit cu o problemă interesantă. În prima parte, când am început treaba acolo, nu prea erai tu mulțumită că ai trecut complet. Da. Dar acum ai înțeles, te rog? Da. Dacă eu îți dau ție o problemă acum, ești în măsură să o faci? Uite, spun așa. Mien egal cu 3 pe 8 din Yemen plus 25. Da? Yemen egal cu 3 pe 8 plus Yemen din Yemen plus 25. Să o lăsăm pe Mădălina. Am înțeles că tu te-ai prins de poveste. Pot să fac? Nu, nu. Să o lăsăm pe cutea. Tu lucrează, te rog. Da, da. Mădălina, acum, ca să mă convingi că ai înțeles, mă dirijez și eu numai cât scriu pe tablă. Vreau varianta asta cu segmente frumos, așa cum am văzut-o la nivelul clasei a patra. Cum? Hai, încearcă! Deci, Mădălina, luăm un segment, ai curaj, că nu se întâmplă nimic. Luăm un segment, e mea. Da? Nu știu cât de mare. Dedesubt, Daria, te rog să mă aduci tu. Păi, dedesubt, 8... Luăm același segment. Da, îl împărțim în 3. Și deci, luăm același segment, da, îl împărțim în 3. Și știu că îi adăugăm, da, cât 8, adăugăm? 8 minus 3, dă 5. Și adăugăm încă 5 segmente. Ia adăugăm 25. Da, adică... Deci 25. Da, 25 are dreptate. Și ea se surprinde că zice, acest 25 vor fi 5 că segmente, 5 împărțit. 5. Pentru că 8 minus 3 fac 5. Da, și atunci 5 segmente și l-am împărțit pe 25 la 5. Îl împărțim atunci pe ăsta în 3, că 3 le luăm noi. Da, 3 pentru că spune 3 pe 8 și atunci nu mai că sunt 3. Luăm 3 am împărțit pe 25 la 5 și mi-a dat 5 și am făcut 5 ori de 15. Așa, și mai iau acum 1, 2, 3, 4, 5, iată Mădălina 5, și iată aici 25 surplusul, îl împărțim în 5. Un segment este, vorbește. Și un segment, Daria, te rog, este? Un segment este 25 părțit la 5. Și egal cu 5, deci unul singur e de 5. Și atunci n este egal cu 5 ori 3. Și atunci m. Egal cu 5 ori 3 și MN este egal cu 15. 5 ori 3, că 3 nu sunt 3 bucăți în MN, și egal cu 15. Da? Deci, ideea este foarte frumoasă, interesantă și bine trebuie să o înțelegi. Că dacă vrei să mă convingi, iată să mai dau eu încă unul. Vreau să spun așa, că MN egal cu... Câte ceasul este aproape fix? Că a venit și de la... Fix. Fix, da. Yemen egal cu Yemen, dar nu cred că vine la 11. Nu știu. Egal cu 3 pe 11
3 pe 11 din MN plus 64. Stați puțin. Așa, gata, așa. Da, din MN plus 64. Zi, te rog, hai condu-mă acum, că e șansa ta. Da. MN. Îl reluăm de desubt, de aceeași lungime. Așa, tot de aceeași lungime, da? MN. Dar faptul că numărătorul are 3 ne anunță să-l împărțim în 3. Alo? Da? Da. Și îl prelungim cu câte, cu câte bucăți de acestea, de aceeași mărime. Diferența dintre 11 și 3 de 8. Îl mărim cu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și dacă l-am mărit cu 8 segmente de acestea, asta e și prelungirea lui 64. Mărirea cu, lui MN cu 64. Și acum, Mădălina, 64 împărțim la cât? 8. Nu? Așa, 64 împărțim la 8 egal cu 8. Deci un singur segment este de 8. Și cum tu ai prinse 3 aici, 3 ori 8 egal cu 24 este MN. Da? Acum cred că înțeles. Sper că ai înțeles bine acum și să spui tuturor prietenilor tăi, colegilor la școală, ai obligații. La școală, când mâine te duci, spui că tu ai stat de vorbă cu proful online și să urmărească și ei proful online TV și acolo mă găsesc la ora 7, că acum am modificat orarul, fiindcă e ora de vară, așa să zicem, am intrat cu apicultura mai tare, să aibă și bucuria asta care ai avut-o în seara asta. Să-și urmărească tema pentru acasă. Aici discutăm lucruri foarte, foarte frumoase. La revedere! Mulțumesc! Mulțumesc!